Eu nu sunt mulțumit în general de salariile de Republica Moldova, indiferent de profesie și de specialitate. Și consider că, începând de la pensionar și încheiind cu președintele țării, salariile trebuie să fie cu totul altele, deoarece puterea de cumpărare contează foarte mult și mai ales pentru economie. Și guvernarea actuală trebuie să depună toate eforturile ca să vorbim despre salarii decente pentru cetățenii Republicii Moldova, indiferent că vorbim de președintele Parlamentului sau, așa cum am spus, de un muncitor necalificat, de exemplu, sau cineva din domeniile mai vulnerabile. Nu am venit în Parlament ca să îmi fac avere și salariul care este, dacă nu greșesc, vă spun exact, 10.200 de lei, că sunt mulțumit sau nu, mai bine o întrebăm pe soție. Vă mulțumesc frumos!